Bine v-am găsit la horoscopul de joi, 17 august. Suntem încă sub influența lunii noi de ieri, n-am ieșit de sub influența sa, suntem încă sub influența acelei îngemănări de energii din Leu, Soare, Lună, Venus și Luna Neagră, Lilith. Deci nu am terminat cu zona asta de foc din viața noastră. Dar astăzi avem parte de un alt eveniment care tronează, da, încă de câteva zile și va trona pe cer foarte multă vreme, mai precis undeva între 15 august și 25 august se va resimți un trigon de pământ foarte important între Marte și Uranus. S-a mai produs și acum 2 ani, deci nu este o noutate, dar este ultimul care se va produce cu această combinație de pământ, vreau să spun. Peste alți 2 ani, când se va reforma acest trigon, deja Uranus va fi trecut în Gemeni. Deci este ultimul de acest gen în care Marte și Uranus își dau, fac o alianță, nu își dau mâna, că nu este o conjuncție, este doar un trigon. Conlucrează foarte bine. Fiecare vine cu ce are mai bun. E o combinație între un muncitor foarte iscusit și un utilaj foarte performant. Un șofer foarte bun care conduce o mașină foarte bună. Un, nu știu, operator de computer care programează sau lucrează la un computer foarte performant. Perfectă îngemânarea asta de efort, energie, eu vreau să fac, mă apuc de făcut, dar am și o unealtă cu care mă pot folosi de minune. Și asta este Uranus în Taur. O unealtă modernă, scumpă, metaforic vorbind. Deci putem avea toți la dispoziție în perioada asta instrumente, la propriu sau la figurat, instrumente chiar de lucru, să ne uităm în jurul nostru și ori să simțim nevoia să upgradăm instrumentele pe care le avem deja în dotare, ne schimbăm telefonul, ne schimbăm calculatorul, ne schimbăm tractorul, ne schimbăm unealta de lucru care stă la baza probabil muncii noastre. De ce? Să devenim mai eficienți, să devenim mai performanți, să lucrăm mai ușor, să terminăm mai repede ce avem de făcut. De-aia am zis upgradare. Trecem de la o mașină din secolul 20 la o mașină din secolul 21, dar care are alți parametri, mult mai modernă, mult mai performantă. Deci munca noastră poate deveni mai eficientă, mai cu spor, din multe puncte de vedere. Câștigăm bani mai ușor, câștigăm bani mai mulți. Ca asta face Uranus. Uranus este un element al modernității, al upgradării vieții noastre pe toate planurile. Prin muncă, evident. Unde ne simțim un pic înapoiați, între ghilimele, demodați, ineficienți, Marte și Uranus ne dau această șansă de a găsi un tractor mai bun să ne arăm. Dacă până acum am arat ogorul nostru cu plug, cu cal și plug, acum ne zice Uranus, stai măi, e timpul să te modernizezi. Uite, ai resursele să iei un tractor. Metaforic ceea ce zic. Deci trecem de la ce aveam noi înainte, să ne câștigăm pâinea, să muncim, la ceva mai sus. Ceea ce pentru unii poate să însemne o actualizare de date. Mă duc să învăț ceva nou, mă duc să-mi dau un examen, mă duc să trec pe nivelul următor sau chestiuni cât se poate de materiale. Cum am zis, cumpăr un tractor. Din nou, metaforic. E un aspect foarte bun pentru că, de fapt, în acest interval de care vă ziceam, 15-25 august, Marte este și Mercur, pentru că amândouă vor primi aceste influențe. Aceste două planete vor, care sunt încă în conjuncție la urma urmei, aceste două planete primesc susținere de la trei planete importante. Și de la Pluto, și de la Neptun, și de la Uranus. Toate cele mai îndepărtate planete trimit spre aceste două planete îngemânate, acolo într-o conjuncție, își trimit energiile. Ce au ele mai bun? De ce? Ca să muncim cu spor, ca să muncim cu cheag, ca să muncim eficient, ca să
iasă ceva din mâinile noastre, să nu muncim în zadar, să nu muncim pe degeaba. Fie că e vorba de bani, fie că e vorba de satisfacție, fie că e vorba de stabilitate. Munca noastră dă într-un fel sau altul roade și asta e perioada. Cu alte cuvinte, cam tot ce munciți în perioada asta, că e greu, că nu dormiți nopțile, că sunt și piedici, că mai sunt și cuadraturi, ce să mai vorbim, e o perioadă delicată, tot ce munciți, muncim cu toții, pe ce punem mâna să facem, efectiv, poate chiar muncă fizică, e de bun augur. Ies bani de acolo, ies rezultate de acolo, efort, vom fi frânți de oboseală, dar ne atingem niște obiective în beneficiu nostru sau în beneficiu altora. Putem munci foarte mult la serviciu, dar prosperă firma, dar e și satisfacția noastră acolo. Într-un fel sau altul suntem motivați. Deci, munciți. Chiar dacă munca e grea, munca e brățară de aur. Și cine pune osul la treabă, osul și mintea la treabă, că este și Mercur acolo, o să fie răsplătit pe măsură și o să vadă că munca o poate atinge. Uite, pentru asta am muncit. Pentru diploma asta, pentru casa asta terminată, pentru tortul ăsta terminat, pentru banii ăștia pe care i-am obținut, pentru funcție, pentru poziție, pentru jobul, dar merită tot efortul. Cam atât am de zis în introducere. Fiți pe fază că zilele astea am de gând să postez, dacă nu cumva deja a fost postat un film cu o mega etalare în cărți Oracol și de Tarot, numită Oracol Scop, de lună nouă, pentru că a fost lună nouă și am cerut din nou de sus ghidare și îndrumare cu ajutorul acestor instrumente ezoterice, să vedem ce metafore vin din nou către fiecare dintre noi și veți vedea acolo trei povești de viață, dintre care una poate rezona cu voi sau poate le ascultați pe toate. Cred că în acest moment, da, foarte posibil să fie postat și acest film, deci căutați-l în cazul în care nu l-ați și remarcat. Dar nu uitați de horoscopul săptămânii, horoscopul lunii august, astrodrama lunii august, unde vorbesc de evenimente acum, pe rol. Dar cred că acum e timpul să ne întoarcem la treabă, că Marte, Uranus, toate celelalte ne îndeamnă să punem mâna pe unelte și să construim ceva de care să fim mândri. Și asta vă și doresc, o zi spornică să aveți, mai ceva ca horoscop. Pentru voi, berbeci, normal, Marte este guvernatorul vostru și este vedeta a momentului. Cam tot ce faceți voi ar trebui să meargă de minune, la serviciu, activitățile domestice, acasă. Parcă n-aș spune că e o perioadă în care vă preocupă, nu e pe primul plan, sau cel puțin ar trebui să fie pe primul plan viața sentimentală, ci mai degrabă locul acela în care vă canalizați voi toată energia, toată ambiția, toată motivația. Sunteți foarte motivați să obțineți ceva foarte important. Fie că începe acum ceva ce va ajunge la niște roade foarte bune în viitor, fie că se prefigurează deja finalul, ceva ce deja se apropie de sfârșit, cu brio, aveți mari așteptări. Poate fi o ambiție pusă în joc pentru un trofeu, luați-o metaforic, sau la propriu. La capăt vă așteaptă un premiu, vă așteaptă o coroniță cu laur, vă așteaptă un podium, vă așteaptă recunoașterea internațională, vorbește lumea despre voi, vă așteaptă succesul, ce să mai vorbim, gloria din multe puncte de vedere și tocmai de aia trageți și trageți și nu vă lăsați și sunteți extrem de ambițios și când zic ambițios puteți fi și genul de om care trece peste orice, chiar dacă apar piedici, chiar dacă nu e ușor drumul ăla, trece și peste cadavre la urma urmei pentru ceea ce vă așteaptă la final. Parcă ar fi pusă în joc o cupă, un trofeu, nu? Spre care aleargă și alții, fără doar și poate, e o competiție acolo, e care pe care, care e cel mai bun. Și asta vă motivează pe voi să demonstrați că sunteți cel mai bun în domeniul respectiv. Puteți, aveți cu ce. E o perioadă în care sunteți susținut, efortul vostru dă roade, efortul vostru se materializează, se concretizează în ceva.
La unii în bani, la alții într-o poziție profesională, la alții într-un job, în stabilitatea unui job, în aprecierile unui șef, în aprecierile unui client, de ce nu? Și asta poate fi vorba de review-uri bune pe Google. Deci urmările muncii voastre atât de ambițioase se arată a fi foarte bune, promițătoare. Fie că acum culegeți aceste roade, fie că sunt undeva la orizont și într-o zi vă veți bucura de ele din plin. Taurii, ar trebui să vă preocupe o relație sentimentală, de ce nu? În fond, întâlnirea asta între Mercur și Marte, pentru voi acolo în Fecioară, într-o altă zodie de pământ, așa cum sunteți și voi, atât de susținute cele două de, cum am spus, toate planetele grele din zodiac, din universul nostru, din sistemul nostru solar, și de Uranus, și de Jupiter, și de Neptun, și de Pluto, vă pot ajuta să rezolvați o problemă de cuplu. Poate deja există problema asta, poate acum se declanșează. Parcă doi oameni stau față în față, ea și el, stau față în față, dar cu energii foarte diferite, pentru că la originea acestui cuplu e foarte posibil cândva să fie existat o greșeală, o interpretare greșită și nu v-ați dat seama. Până la luna asta nouă de zile trecute, până când a început Venus să retrogradeze, până s-au întâmplat niște evenimente acolo care a vizat foarte mult viața sentimentală din trecut, nu v-ați gândit la lucrul ăsta. Poate nu v-ați gândit voi, poate nu s-a gândit celălalt. Dar cuiva i s-a inoculat așa în minte că ar fi pe undeva o fisură, o problemă, dacă nu cumva acum iese la iveală. De ce? Ca să o discutați, să o clarificați, să vedeți fiecare ce a înțeles greșit. Parcă a fost o căruță trasă de doi cai, dar caii ăștia parcă nu trăgeau în aceeași direcție în povestea asta de dragoste. Poate fi vorba de cuplu, poate fi vorba de o simplă iubire, poate fi vorba de o viață în doi, dar parcă a străit în lumi diferite o vreme. Bărbații sunt de pe Marte și femeile sunt de pe Venus. Și normal, femeia și bărbatul nu s-au simțit în ultima perioadă în aceeași căruță. Și asta a generat scenarii, judecăți greșite, v-ați aruncat unul în spatele celuilalt tot felul de acuze, reproșuri, îndoieli, scenarii, cum am zis. A, de aia nu vorbește cu mine, de aia nu vine acasă, de aia... Tot felul de aia, dar care n-au la bază realitatea. Poate ați auzit și ceva zvonuri, poate vorbește lumea, poate ați găsit niște dovezi, dar de aia trebuie o discuție față în față, acolo cu cărțile pe masă. Că va clarifica și vă va elibera și vă va rezolva problema aia de iubire, de cuplu, care va apăsa pe amândoi. Da, poate ies la iveală niște suferințe, niște nemulțumiri, sigur. Se poate genera și o tensiune pe undeva. Explodează niște bombe pe unde puneți piciorul. Dar toate trebuie detonate, că altfel le rămân acolo, în terenul minat. Uneori le declanșăm, mai sare cuiul la o grenadă. De ce? Să clarificăm. Și de-aia s-ar putea să treceți voi în perioada asta, poate nu doar azi, prin acest câmp minat. Dar la capătul acestui câmp minat, depinde cum treceți prin el, vă așteaptă liniștirea apelor. Ați mai trecut printr-o probă. V-ați rezolvat niște judecăți greșite. Poate voi ați fost interpretat greșit de partener, poate voi ați înțeles aiurea ce a făcut, ce a spus, ce ați auzit despre partener. Și de aia fiecare generând în mintea lui tot felul de povești neverificate, față în față, direct de la sursă, că de la celălalt trebuie să le aflați, că nu e minciună acolo. Nu cred că vreunul va încerca să ascundă adevărul. Nu, s-ar putea să se spună lucruri pe nume cât se poate de tranșant. Dați drumul la fluxul de adevăruri încât veți afla adevărul de la celălalt. Dar și voi probabil trebuie să faceți asta. Veți fi doi oameni față în față, vă spuneți acolo tot amarul, vă eliberați, înțelegeți și la urmă vă oferiți eticheta corectă, exact cum stau lucrurile și nu cum ați judecat greșit cine știe câtă vreme.
Gemenii, v-ați bazat pe susținerea cuiva care a promis, probabil, că o să facă și o să dreagă și o să fie lângă voi și o să vă susțină și o să lucreze pentru voi, alături de voi. Și v-ați bazat pe asta. Probabil ați adus aminte în ultima perioadă. Vezi că ai spus cu tare. E, și persoana respectivă a început să cam dea din colț în colț, să-și demonstreze, de fapt, adevăratele intenții. Încât de voi depinde să-l eliminați pe acest prieten fals. A rămâne încă în relație cu el, în tandem cu el, bazându-vă încă pe el, nu faceți altceva decât să vă blocați vouă niște căi. El va încerca să vă alimenteze în continuare niște promisiuni pe care nu le va onora, niște jurăminte pe care le face, dar de care va uita. De ce? Nu trebuie să vă bazați pe nimeni. Fiți independent, fiți pe cont propriu. Voi puteți face singur tot ceea ce depinde de voi. Așa zisele ajutoare, prietenii ăștia care se bat cu pumnul în piept că ar putea să vă susțină la un moment dat, nu o să facă nimic din ceea ce spun. Instrumentul de lucru e la voi în ogradă. Nu vi-l dă nimeni altcineva. Ideile le aveți deja, soluțiile le aveți deja. Probabil deja aveți o strategie, dar știind că mai aveți pe cineva alături, parcă v-ați baza pe el. Dar promisiunile astea din jur, că e de la familie, că e de la prieteni, că e de la colegii de serviciu, se vor dovedi a fi deșarte, nu se vor materializa. De ce? Pentru că sunteți singurul care le poate face. Și nu vă veți da seama de câte sunteți voi în stare până când nu o să fiți pus în fața dezamăgirii, promisiunii neonorate de cineva. Voi stați așa și așteptați. Las că mi-a promis cu tare că face cineva pentru mine ceva important. Nu face, da, vă dezamăgește, vă supără, vă strică planurile, vă ține pe loc, dar ăla e momentul când deschideți ochii. Și atunci spuneți, a, dacă nu mai face Gigel ceea ce a promis, trebuie să fac eu. Că îmi place, că nu-mi place, trebuie să fac eu. Și s-ar putea să aveți o surpriză plăcută, că vă iese mai bine, că știți să faceți lucrul ăla, că nu trebuia să depindeți de nicio culoare de el, că instrumentele vă aparțin, cunoștințele le aveți și nu vă trebuia decât o provocare din partea celuilalt, care devine un fel de declanșator, de trigger, ca voi să faceți lucrul ăla. Și ce bine o să iasă. Voi, dragi, sunteți la un final de capitol, de proiect, de muncă, de acțiune. Dar taban acum la final apar și cele mai mari piedici, probabil. Acum trebuie să vă adunați toate forțele. Finalul e greu. E plin de piedici, plin de povârnișuri, plin de amânări, tot felul de hopuri apar. Dar și hopurile astea au rostul lor, de a vă ambiționa, de a vă aduna forțele mai mult ca oricând, de a arăta de ce sunteți în stare. Nu este un succes, sau mai bine zis, nu e un final obținut ușor. Gata, am făcut, uite așa, din degete și l-am rezolvat. Taban finalul e mare provocare. Nu începutul, nu desfășurarea acțiunii, ci finalul. Depinde de felul cum încheiați această situație. Poate fi finalul unui proiect de serviciu, da? Trebuie să fiți extrem de atent la toate detaliile, toate nimicurile care trebuie puse acolo în proiectul respectiv, să nu scăpați ceva din vedere, să vedeți dacă aveți toate datele, probleme acolo unde trebuie. Da, să nu fie o neatenție pe undeva. Poate prea sigur de final, știți cum este la final, de multe ori ne-am săturat, ne-am plictisit, vrem să-l încheiem mai repede și îl cam rasolim. Sunteți tentați să-l rasoliți. E, asta vă spune cineva. Stop! Nu te grăbi! Nu-l depune fără să-l mai verifici odată! Nu pune punct acestei situații până nu ești convins că ai trecut prin toate etapele. Vă concentrați. Nevoit, cumva. Poate așa un pic strâns cu ușa, parcă este și un supraveghetor acolo lângă voi, un coordonator care vă cere, ia, mai treci odată prin toată povestea. S-ar putea să nu vreți, s-ar putea să ziceți, dar pierd vremea dacă mai fac și lucrul ăsta. Dar ce bine că-l veți face, că veți descoperi undeva
Un detaliu semnificativ care va scăpa din vedere. Și doar așa, obligat, să mai trece toată în revistă, îl descoperiți la timp, astfel încât să nu fie un eșec mai târziu. Ați uitat o foaie, ați uitat o autorizație, ați uitat o cifră, ați pus o virgulă greșit. Pe undeva e foarte posibil să fi scăpat din vedere un nimic, un fleac, dar dacă nu-l descopereați la timp, adică acum, un pic obligat de cineva, cine știe dacă nu era o șansă ratată. Leul, în continuare, sunteți pe val, vă părăsește luna, mai bine zis, v-a părăsit, dar și-a lăsat în urmă codița de cometă cu tot ce a avut ea de făcut la marea quadruplă conjuncție, dar e soarele acolo și soarele atât de bine activat de luna nouă are ceva de oferit. Probabil abia acum începeți să vă clarificați ce vreți să faceți în urma lunii noi de ieri. Găsiți instrumentele, găsiți căile, găsiți metodele ca ceea ce v-ați pus în plan sub formă vreau să, trebuie să găsiți și toate resursele ca vreau să devină într-o zi am acel lucru. Și vă vin idei și vă vin sfaturi, îndrumări, găsiți oamenii care vă pot susține în ceea ce v-ați propus, găsiți tot ce e necesar să vedeți visul ăla mai devreme sau mai târziu materializat, evident cu efortul de rigoare. Vi se oferă idei foarte utile, practice, folositoare, le puteți pune în aplicare, dar unele dintre ele pot fi și foarte bizare, neașteptate, moderne, neprevăzute, încât va trebui și voi să fiți foarte deschiși, să aveți mintea foarte deschisă la nou, la altceva decât gândeați voi. Cine apare în calea voastră sub formă de suporter, ajutor, nu vă oferă niște idei bătătorite pe care le aveți și voi. Acești oameni vin cu altă viziune decât voi. Poate pentru un leu e greu să accepte sfaturi, păreri din afară, las că știu eu mai bine, dar mai devreme sau mai târziu o să-i dați dreptate acestui om. O să vă puteți folosi de ideile sale altfel decât ale voastre, originale, inedite, moderne. Voi sunteți dintr-o generație, ele din altă generație și merită să ascultați sfatul acestui om și să le și aplicați. Puteți spune că învățați ceva foarte util de la ceilalți, ceva ce vă arată problema, situația, acțiunea pe care o desfășurați într-o altă perspectivă decât o știați voi. Fecioara, luna intră la voi în zodie, unde deja sunt cele două planete, Mercur și Marte, deci veți avea trei aliați. De parcă cei doi nu erau suficienți, că și Mercur și Marte sunt foarte bine susținuți. Ia cât mai bine și al treilea motor, normal că vă ajută. Și azi și mâine. Posibil să vi se ofere, datorită acestei luni încărcate de energia lunii noi, să primiți o idee, un sfat, o îndrumare total diferită decât cea pe care o aveați voi. Făceați ceva, aveați o acțiune în derulare, după o anumită metodă. E metoda mea, las că o știu dintotdeauna. E, vine cineva cu altă variantă. Mai modernă, mai extravagantă, mai originală, mai ciudată, greu de acceptat de voi. Voi poate aveți o viziune mai disciplinată, lasă că există un regulament, fac totul așa cum știu eu, cum am învățat eu de la școală. E, persoana asta e un pic fistichie, așa, un pic extraterestră și vă oferă altă viziune. Nu o să o acceptați din prima. S-ar putea prima reacție să ziceți, nu, stai măi, că ce spui tu e science fiction. Peste câtva timp o să-i dați dreptate. Rămâne, vă inoculează această idee. Undeva în mintea voastră rămâne plantată și cine știe peste cât timp, poate nu imediat,
o să vedeți că dați roade, că ați început să gândiți ca omul ăla sau poate chiar modul lui de a vă inocula ideea este așa o mică picătură chinezească. Poate deja există omul ăsta care vă toacă așa încet, încet, din planul 2, vă spune, vă șoptește la ureche. Nici n-auziți. Sunteți ostili și refuzați, poate, ceea ce vă spune acest om. Dar într-o zi o să vă treziți că faceți exact lucrul ăla, care acum vi se pare inacceptabil, prea de tot, e ciudat, eu n-aș face asta niciodată, spuneați voi. E o schimbare de mentalitate, probabil, de optică, de cale, dar așa, subtilă, picurată, șoptită, nu hodorong tronc, fă așa. El nu vă dă ordine acest om, ci încearcă să vă convingă așa, astfel încât într-o zi să credeți că e propria voastră idee. Și probabil asta este cea mai bună schimbare de mentalitate când ajungeți să vă convingeți singuri că noua cale este cea bună. Voi, balanțele, s-ar putea să aveți o confruntare cu o personalitate. Și când zic personalitate, are o personalitate puternică, o autoritate. E un om cu ego foarte puternic, cu putere poate chiar. E un om care poate are și legea în mână, se poate folosi de această putere pe care o are. Și poate chiar se folosește. S-ar putea să vă simțiți un pic judecat, tras la răspundere de această persoană, vă cheamă la raport. E un mod de superioritate cu care vă tratează. Sigur că nu vă place. Nu considerați că meritați acest tratament, poate nu vă simțiți vinovat de nimic, poate chiar asta și încearcă această persoană să vă copleșească, poate greșiți, poate recunoașteți o vină pe care n-ați făcut-o. E un mic torționar la urma urmei acest om. Atât de mult vă toacă mărunt cu cine știe ce situație, că începeți să credeți că ați făcut lucrul ăla. Poate vă acuză, poate vă aruncă în spate ceva ce foarte probabil n-ați făcut voi. Și pentru că începeți să gândiți dacă nu cumva are dreptate, s-ar putea să nu dormiți noaptea, s-ar putea să nu vă simțiți bine, poate chiar fizic, o mică problemă de sănătate pe undeva, nu mai spun de psihic și emoțional. Începe să vă faceți procese de conștiință, măi, oare chiar am făcut lucrul ăsta? Ce-mi zice șeful că am făcut? Poate la originea acestei stări, acuzele astea care vi se pun în spate sunt niște bârfe, sunt niște zvonuri, sunt niște jocuri de culise, sunt niște inamici din umbră care v-au găsit pe voi țapii spășitori și dau totul pe umerii voștri. De aceea nu acceptați o vină care vi se aruncă pe umeri fără să luptați. E un moment în care cel mai puternic câștigă. Și a vă lăsa învins de ton ridicat, de nervii unuia, de puterea unuia, de supremația pe care o afișează, ar însemna să vă acceptați o vină care nu vă aparține. Deocamdată poate nu aveți puterea, o să așteptați probabil luna să intre la voi în zodie peste 2 zile și atunci o să aveți curajul să ieșiți la înaintare și să vă apărați. Dar deocamdată vă frământați, vă doare, vă macină acest joc de culise nedrept la adresa voastră. Da, vorbe, bârfe, critici, comentarii, răutăți din umbră ale altora care se cred cu ceva mai presus și vă încearcă probabil să vă domine, să vă scoată din joc, să vă treacă pe linie moartă sau în umbră, dar nici voi nu vă veți lăsa. Scorpionul, vreți să faceți niște... să vă apucați de o activitate. O activitate de viitor, promițătoare, sună bine, dar nu o puteți face singur. Ar fi nevoie de o colaborare acolo, de o uniune de forțe, de un tandem, de o pereche, de o echipă. De aia, probabil, în perioada asta o să faceți un efort să căutați coechipierul potrivit. Grupul care să vă ajute, grupul de suport, al doilea vâslaș sau al doilea cal la aceeași căruță. Ideea e foarte bună, poate ieși ceva
minunat de acolo, niște rezultate, niște roade de care să fiți mândru, dar nu puteți singur. Foarte posibil să fie o chestiune și de cuplu și de aceea nu puteți lua decizia singur fără să vă consultați cu partenerul. Poate deja există acest partener sau dacă nu există cineva cu care puteți face acțiunea asta, o căutați acum. Și posibil să găsiți un om de calitate, un susținător, un om care să vă completeze, de parcă în aceeași barcă o să fie mai multe resurse, voi cu resursele voastre, dar vă lipsesc niște resurse pe care le aduce acest coleg, colaborator, tovarăș. Și împreună veți conlucra de minune atunci când vă veți găsi unul pe celălalt și poate să iasă ceva demn de toată lauda, palpabil, rezultate, roade. Munciți împreună, dar tot împreună veți culege roadele la final. Săgetătorul, cu trei planete într-o zonă foarte importantă și asta fiind zona carierei, a succesului, a realizării, posibil să aveți niște motive de mândrie. Se vorbește despre voi, munca voastră de roade, ați ajuns la finalul unei, sau pe un nivel al muncii voastre pe care îl puteți scoate deja la interval, să se vadă, uite, simțiți nevoia să demonstrați ceea ce ați realizat până acum, încât probabil a venit vremea să vorbiți de pașii parcurși, de cât de greu a fost, dar ce bine v-ați descurcat, ce resurse ați consumat să ajungeți la rezultatul actual. Poate nu este un rezultat final, poate este un rezultat parțial, dar demn de laudă. Aveți cu ce vă lăuda și vin aprecieri, poate chiar sub formă de bani în unele cazuri. Dar poate nu bani, neapărat contează cât aprecierea, vorbele bune, laudele, meritate, nu e ego acolo, nu e o chestiune de bătut cu pumnul în piept. Poate e propria voastră satisfacție. Mă, ce bine m-am descurcat. Cât de greu a fost, cât am tras la căruța asta, dar uite cât de departe am ajuns. Poate chiar e un moment ăsta de bilanț a unor etape parcurse ca să treceți la etapa următoare. Ați ajuns pe un nivel suficient de motivant, suficient de bun într-o activitate și când vă uitați un pic în urmă că ați ajuns unde v-ați propus, s-ar putea să vă măriți targetul, să vă măriți forțele, să ridicați ștacheta, ceva de genul, dacă am avut rezultate atât de bune până aici, dacă aș munci dublu, dacă aș munci și mai mult, clar că aș obține mai mult. Clar că o muncă suplimentară pe care o veți trimite în direcția vizată o să vă aducă rezultate duble, triple în viitor. Capricornul, sunteți foarte ambiționat, foarte motivat de ceva ce se vede la orizont, ceva foarte palpabil în viața voastră. E ca atunci când sunteți pe ultima sută de metri a unui proiect la care ați muncit și când am zis palpabil, e ceva tangibil, gen o casă pe care ați construit-o, un drum pe care l-ați parcurs, o afacere, nu știu, e ceva pe care puneți mâna. E, și când vedeți unde ați ajuns, vă încurajează să trageți și mai tare, poate pe ultima sută de metri. Poate mai e un pic și se termină, poate mai e un pic și culegeți roadele, poate e asaltul final. Dar și cel mai important, împlinirea unui vis, atingerea unui scop, obținerea unui obiectiv, parcă v-ați aruncat în această aventură cândva să obțineți ceva. Și mai e un pic, dar acest un pic probabil este și cel mai important, esențial. Ăsta e momentul în care nu trebuie să scădeți ritmul, să obosiți, să vă pierdeți interesul, să vă pierdeți concentrarea. E ca ultima sută de metri la o cursă. Ați rezistat cât ați rezistat, ați tras cât ați tras, 10.000 de metri, 40 de kilometri. Și acum se stabilește clasamentul final și poate sunteți printre cei care și-au adunat forțele, și-au măsurat atât de bine forțele, mai bine și-au drămuit forțele așa de bine încât finalul să fie de succes. Până acum încercând doar să țineți ritmul ca să ajungeți până aici.
Voi, vărsătorii, s-ar putea să aveți un moment plăcut în relație cu cineva drag, cu cineva din familie, cu un prieten bun, cu persoana iubită. Parcă aveți așa o bucurie din partea acestui om. Poate nu e bucuria voastră, nu e realizarea voastră. S-ar putea să participați, trup și suflet, la un eveniment fericit în viața acestei persoane. Gen, vine cea mai bună prietenă și vă spune că și-a dat întâlnire cu crush-ul ei. Vă bucurați de parcă ar fi bucuria voastră, reușita voastră. Auziți că cineva se mărită, vă bucurați. Auziți că cineva a intrat la facultate, vă bucurați. Deci aveți un motiv de fericire, de sărbătorit chiar, dar altul este actorul principal. Dar vă prinde într-un moment de asta de generozitate, de bunătate, de altruism, de punere în pielea celuilalt, de empatie, la lucruri frumoase, evident, încât poate simțiți nevoia să transmiteți mai departe, să spuneți la toată lumea, deși nu voi sunteți actorul principal. E o dovadă de prietenie ce arătați voi acolo, de reală iubire, iubire necondiționată, iubire sinceră vis-a-vis de acest om care trece printr-un moment fericit. Fericirea lui devine fericirea voastră. Nu cred că e un moment trist. De aceea nu cred că supărarea lui este și supărarea voastră. Nu, pare să fie ceva plăcut și simțiți nevoia să o amplificați. El vă transmite bucuria și faceți din asta un motiv de entuziasm. Sunteți o zodie entuziastă și probabil entuziasmul vostru amplifică fericirea. Poate el vine să vă spună așa, între patru ochi, dar voi faceți, deveniți foarte flamboianți, așa, gălăgioși într-un fel sau altul, ceea ce amplifică odată în plus bucuria, efectul, satisfacția acelui moment. Peștii, aveți un motiv de sărbătorit în familie, în viața sentimentală, în cuplu, în casa voastră. Evenimente frumoase, poate auziți vești de maternitate, vești de nașterea unui copil, vești de căsătorie. Poate chiar voi sunteți principalul vizat de lucrul ăsta. Mai degrabă apar noutăți, ajung la urechile voastre, unele total neașteptate. Cineva care de ani de zile aștepta un copil și nu s-a întâmplat, se întâmplă acum. Pot fi evenimente inclusiv de familie, reuniuni, ori acum le planificați, oricine știe, poate chiar le trăiți, reuniuni de familie, nunți, botezuri, lucruri de astea frumoase care adună oamenii la un loc, e motiv de distracție acolo, e motiv de băut ceva bun, inaugurarea unei case, o vacanță, dar în care vă adunați mai mulți oameni de pretutinde, nu e doar ceva voi, intim și așa rămâne. Se adună un oarecare număr de persoane acolo, în jurul unui punct central, fericit. Vă simțiți bine, vă îmbrăcați bine, oamenii pe care îi întâlniți emit o energie pozitivă. Practic n-o să vreți să vorbiți într-un astfel de moment nici de job, nici de muncă, nici de bani, nici de război, nici de probleme ale omenirii sau, mă rog, probleme personale, ci veți reuși cu toții să excludeți evenimentele negative, triste. Și să faceți din ziua aceasta un motiv de sărbătoare, de celebrat. Celebrați ceva frumos. Celebrați iubirea, celebrați un succes, celebrați nașterea unui copil, celebrați o notă bună în care cineva drag simte fericirea tuturor. Simte că este responsabil de fericirea celor din jur care se adună în jurul său. Asta este ziua de joi, 17. Ne vedem și mâine. Nu uitați de horoscopul săptămânii și toate celelalte horoscoape, plus mega etalarea oracolscop despre care tocmai v-am zis. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop.